Bună ziua, dragi elevi! Astăzi vă prezint comenzile editorului Graphic Paint, partea a doua. Numele meu este Daniela Tarasă și vă invit să urmăriți în continuare această prezentare. Voi începe cu prezentarea operației de selectare a unei zone pe suprafața de desenare. În aplicația Paint aveți colecția Image, din care puteți obține lista instrumentelor de selectare executând clic pe butonul Select. Din această listă veți alege selecția dreptunghiulară. Acest instrument vă ajută să selectați o zonă sub forma unui dreptunghi dintr-o imagine creată deja în aplicația Paint sau inserată dintr-un alt fișier. Vă prezint acum selectarea unei zone pe suprafața de desenare cu ajutorul opțiunii de selecție liberă. Aceasta este opțiunea pe care o găsiți tot în meniul butonului Select. Veți realiza această selecție cu ajutorul mouse-ului prin trasarea unei linii în jurul fragmentului de imagine pe care doriți să îl selectați. Tot în lista opțiunilor butonului Select veți regăsi și opțiunea Select All. Cu ajutorul acestei opțiuni veți reuși să selectați întreaga suprafață de desenare. În continuare vorbim despre decuparea unei zone de pe suprafața de desenare. Pentru a realiza această decupare va trebui mai întâi să faceți o selecție și imediat după aceea să alegeți opțiunea Crop din colecția Image. Este un buton care vă ajută să decupați imaginea, numai zona selectată, astfel încât pe suprafața de desenare veți obține la final numai zona decupată de voi. Copierea unei zone de pe suprafața de desenare începe prima și prima dată cu selectarea zonei. După ce faceți selecția zonei, puteți utiliza instrumentul copiere din colecția Clipboard sau puteți utiliza combinația de taste CTRL și litera C. Urmează apoi lipirea zonei copiate cu ajutorul unei opțiuni din colecția Paste sau cu ajutorul combinației de taste CTRL și litera V. Lipiți zona copiată oriunde pe suprafața de desenare. Mutarea unei zone de pe suprafața de desenare se realizează cu ajutorul opțiunii Cut sau cu ajutorul combinației de taste CTRL și tasta X. Anterior, trebuie să selectați suprafața pe care doriți să o mutați. Odată ce ați ales opțiunea Cut sau ați apăsat combinația CTRL și X, rezultatul este cel din imaginea din dreapta. Nu uitați că zona respectivă se mută în memoria Clipboard și de acolo, cu ajutorul unei opțiuni de lipire, o puteți lipi oriunde doriți. O altă operație pe care o puteți realiza este redimensionarea unei zone de pe suprafața de desenare. Bineînțeles că anterior selectați zona respectivă, apoi alegeți opțiunea Resize. În momentul acesta se deschide o fereastră care vă ajută la redimensionarea imaginii. Eu am ales pe orizontală 25 și pe verticală 25. Am ales apoi o înclinație cu 10 pe orizontală și 10 pe verticală. Acesta este rezultatul pe care l-am obținut alegând aceste opțiuni. O altă operație pe care o puteți realiza este rotirea unei zone de pe suprafața de desenare. Prima și prima dată va trebui să selectați zona pe care doriți să o rotiți, iar apoi cu una dintre opțiunile de rotire, eu am ales pentru această prezentare rotire la 90 de grade,
Acesta este rezultatul pe care l-am obținut. Voi puteți alege oricare din opțiunile respective în funcție de ce doriți să realizați pe suprafața de desenare. Acestea au fost ultimele comenzi ale editorului grafic Paint pe care vi le-am prezentat. Până data viitoare, vă doresc succes!